definite drept centri energetici subtili ai corpului uman, chakrele ocupă un loc esențial în manifestarea sănătății fizice a organismului, în conexiune cu sinele, pământul și cosmosul. Yoginii, ca și ceilalți practicanți ai diferitelor metode spirituale, vorbesc adesea de tehnici prin care se pot influența cele 7 chakre uzuale. În realitate există 114 chakre, răspândite atât în corpurile fizice, cât și în cele eterice. Conform Sadhguru, cine poate activa și controla 21 dintre aceste chakre, poate accesa toate planurile dimensionale. Iată în continuare 6 chakre suplimentare, esențiale ascensiunii spirituale, alături de cele 7 mai des amintite. Rolul lor servește conștientizării depline a eului fizic, mental, emoțional și cosmic, trezirii abilităților psihice și obținerii stăpânirii de sine. Chakra steaua pământului asigură legătura cu mama Gaia, fiind situată aproximativ la 40 de centimetri sub tălpile picioarelor, în corpul eteric. Creează unitatea cu pământul, menținând corpul împământat și înrădăcinat la înțelepciunea originii noastre. Acționează ca o ancoră pentru toate celelalte chakre din corp. Pentru a activa steaua pământului, trebuie să faci activități ce au legătură cu pământul. Ieși în natură, mergi la plajă, umblă desculț, meditează în aer liber. Este foarte important să-ți stabilești intenția de a o activa. Energia atrasă prin chakra steaua pământului te curăță și te energizează, ajutându-te să rămâi calm, înrădăcinat, conștient și concentrat. Cristale folosite: jadul negru, șunghitul, ametistul negru, turmalina neagră, piatra de lavă, obsidianul, amonitul negru, șamanitul, cuarțul turmalat, lemn pietrificat, cuarțul fumuriu, ochiul de tigru, hematitul. Făcând parte din categoria chakrelor desutilizate, chakra rădăcină se află în zona perineului, având culoarea roșie. Reprezintă iubirea de sine și necesitățile de bază pentru supraviețuire. Menține conexiunea cu familia și tradițiile. O chakră rădăcină echilibrată generează stabilitate financiară, siguranță și acceptarea de sine. Dezechilibrul ei duce la anxietate, panică, frică și incertitudini. Asocierea ei cu glandele suprarenale duc în caz de dezechilibru la disconfort în partea inferioară a spatelui, a șoldurilor, a colonului, rinichilor și a zonei genitale. Lăsat așa, acest dezechilibru poate genera tulburări de greutate, fie obezitate, fie anorexie, boli autoimune sau cancer în zonele amintite. Cristale folosite pentru echilibrare: onyx negru, jasp roșu, turmalină neagră, hematită, ochi de tigru roșu, aragonit, jasp cu sânge de dragon. Chakra sacrală este conexiunea și acceptarea noastră față de ceilalți, reprezentând creativitatea, senzualitatea și sexualitatea. Ne învață că există un echilibru între lumină și întuneric, că trebuie să pătrundem adânc în întunericul nostru pentru a dezvălui lumina. Se conectează la principiul ermetic al cauzei și efectului. Când este echilibrată, chakra sacrală ne oferă confortul de a ne exprima intimitatea și pasiunea pentru noi înșine și pentru ceilalți. Slab stimulată generează lipsa de pasiune și refuzul de a fi deschiși către alți oameni și experiențe noi. O chakră sacrală suprastimulată ne face dependenți de ceilalți și induce o viață sexuală neregulată. Dezechilibrele sale se pot manifesta și prin exces de indulgență, cum ar fi supraalimentarea sau dependența. Chakra sacră este conectată direct cu glandele reproducătoare care guvernează organele sexuale, ovarele, testiculele, intestinele și intestinele inferioare. Afectează secrețiile de estrogen și progesteron la femei și testosteronul la bărbați, echilibrând nevoia de sex și creșterea musculară.
la nivel fizic poate manifesta tulburări sexuale, probleme ale rinichilor, tractului urinar, probleme menstruale, dureri cronice de spate, probleme cu splina, pietre la rinichi, chisturi ovariene, boli pelvine, cancer vaginal, cancer de prostată. Activitățile fizice sunt cel mai bun mod de echilibrare a chakrei sacrale. Dansul lent de genul celor tribale, qigong, tai chi sau orice dans senzual, aduce vibrația acestei chakre la o frecvență similară celei sacre. Cristale folositoare: cornilianul, granatul, ochiul de tigru, jaspul roșu, obsidianul și șunghitul. Cunoscută și ca chakra războinică pentru că este sursa noastră de energie instinctuală, de culoare galbenă, exprimă verbele pot și fac. Aici se reunesc chakrele noastre inferioare, aliniind încrederea în sine, rădăcina, cu identitatea, chakra sacrală, și cu puterea noastră de voință, plexul solar. Ne învață că uneori avem nevoie de acel războinic interior pentru a trece vremurile grele. Este plexul controlului, unde învățăm să neutralizăm negativitatea în viață, să rămânem fermi și să preluăm controlul asupra situației. Aflată în echilibru, chakra plexului solar îți va da încrederea de a lăsa înțelepciunea să curgă, vei lua deciziile cele mai potrivite, vei fi ferm și vei deține controlul. Dezechilibrele duc la pierderea puterii și a încrederii în noi înșine, generând introvertire, pasivitate, nesiguranță. Hiperactivitatea acestei chakre se manifestă prin agresivitate, asertivitate și tendințe de dominare. Chakra plexului solar lucrează cu stomacul, intestinele superioare, plămânii, zona medie și superioară a spatelui. Afectează pancreasul și diafragma, respirația și secreția de hormoni digestivi. În consecință apar probleme digestive, disconfort la nivelul pancreasului, ficatului sau rinichilor, ducând la diabet, disfuncționalități digestive, probleme suprarenale, hipoglicemie și dureri de spate. Soarele și activitățile care stimulează încrederea în propria persoană sunt căile de echilibrare a acestei chakre. Artele marțiale, zumba, alpinismul sunt câteva dintre activitățile care fac mai ușor conexiunea cu războinicul interior. Consumul de ardei galben, dovlecei, ghimbir și lămâie ajută de asemenea. Cristale citrin, ochi de tigru, pirita și jaspul. Situată în mijlocul pieptului, de culoare verde-roz, este sursa verbului iubesc. Este legată de elementul aer și inimă. Oferă iubire necondiționată, smerenie, afecțiune și emoții transpersonale. Face posibilă iubirea a orice în viață, a iubi chiar ura, ridicându-i vibrația și a o transforma în iubire. Face referire la principiul hermetic al polarității. O chakra inimii echilibrată te deschide către a dărui și a primi dragostea, acceptând tot ceea ce este. Dezechilibrele sale te fac să copleșești oamenii cu iubire, folosind-o ca pe o formă de înșelătorie, mascând în fund sentimentul de vinovăție. Această chakră este legată de sistemul circulator și de timus, fiind asociată inimii, plămânilor, brațelor, mâinilor și zonei pieptului. Palpitațiile sau senzația de strângere în piept, ca și hipertensiunea arterială, tulburările sângelui, spasmele musculare, cancerele în această zonă și problemele cardiace, pot fi manifestări ale proastei reglări a chakrei inimii. Meditațiile de recunoștință și caritatea sunt extrem de eficiente pentru echilibrarea acestei chakre. Alimentele verzi și hainele verzi sunt și ele foarte utile. Cristale: cuarț trandafiriu, aventurină verde, amazonit, rodonit, crisopraza, fluorit, moldavit, jasp trandafiriu
geasp din sânge de dragon, agat indian. Chakra inimii superioare este inima eterică a sistemului. Este legătura sufletului cu fizicul. Se conectează la timus, aflat între inimă și chakra gâtului. Cu această chakra activă, individul va vorbi din inimă cu compasiune divină. Este chakra iubirii dezinteresate, care ne învață să iubim toate ființele, conștientizând că toți suntem unul, o sursă a unui singur creator, expresie a iubirii. Când este deschisă chakra inimii superioare, se declanșează procesele de autovindecare. Această chakra deține cheile contractelor karmice și informații despre viața trecută. Vindecându-ți legăturile karmice, pornești deschiderea ei. Cristale activatoare: turmalina roz, rodonitul, cuarțul trandafiriu, crisopraza, lemnul pietrificat, fluoritul, magenta, acvamarinul, agatul albastru, tanzanitul și piatra tifanii. De culoare alb strălucitor, chakra gâtului este esența pură a adevărului. Verbul său este vorbesc. Este expresia comunicării dintre sine și ceilalți și comunicarea dintre minte și trup. Aici putem elibera energia care nu mai servește în trup. Chakra gâtului trebuie folosită pentru a exprima emoții, sentimente și gânduri în vederea deblocării celorlalte chakre din corp. Un adevăr rostit, constant și iubitor va aduce echilibru complet întregului corp. Reprezintă principiul ermetic al vibrației. Atunci când este echilibrată, chakra gâtului este folosită ca expresie a iubirii și compasiunii. A nu spune adevărul blochează această chakră, iar suprastimularea ei face ca persoana în cauză să vorbească doar despre ea însăși, să-i contreze pe ceilalți, să devină dominantă și să se considere atotștiutoare. Blocajele afectează gâtul, tiroida, umerii, gura, maxilarul, dinții și limba. Este asociată cu sistemul respirator, tiroida și glandele paratiroide. În timp poate crea probleme metabolice, dureri în gât, bronșite, ulcere bucale, astm, boli pulmonare, hipotiroidie, afecțiuni ale corzilor vocale. Vindecarea chakrei gâtului se face cel mai ușor spunând adevărul celorlalți și nouă înșine. Cristale: sodalit, acvamarin, cianită albastră, agat de dantelă albastră, lapis lazuli și sidef. Această chakră este situată în cerul gurii, în spatele omușorului. Este cunoscută ca tulpina creierului uman. Practicile sacre yoghine indică plasarea limbii pe chakra talu pentru a o activa și pentru a deschide cel de-al treilea ochi. O persoană care și-a activat această chakră a realizat totodată punerea în conexiune a chakrei gâtului cu cel de-al treilea ochi, putând astfel avea o comunicare directă cu entitățile astrale. Suprastimulată poate afecta negativ sistemul nervos. Cristale folosite: chianitul albastru, fluoritul, prinitul, sodalitul, lapis lazuli, agatul albastru de dantelă, ochiul de șoim, ochiul de tigru albastru, apatitul albastru. Cunoscută drept centrul intuiției, această chakră ne oferă capacitatea de a privi dincolo de lumea fizică, descoperind în același timp adevărurile lumii noastre. Controlează pe lângă glanda pineală, glanda pituitară, zonele craniului, ochii, creierul, sistemul nervos și modul cum folosim simțurile. Pentru activarea acestor glande, avem nevoie de lumina soarelui. Putem ajuta acest proces prin meditație, yoga sau prin acumularea de cunoștințe, prin înțelegerea conexiunii minții cu corpul. Chakra celui de-al treilea ochi ne învață că planurile existenței superioare și ale realității inferioare au loc simultan și sunt direct legate între ele.
Hiperactivitatea acestei chakre implică individul în practicile divinatorii, astrologie sau alte activități metafizice. Persoanele cu cel de-al treilea ochi închis își pierd contactul cu abilitățile lor psihice. Dezechilibrul persistent al chakrei celui de-al treilea ochi afectează sănătatea sângelui, a stomacului, a intestinelor, ficatului, rinichilor, vezicii urinare, ochilor, inimii, salivei și organelor genitale. Manifestările în boală sunt glaucomul, tulburările neurologice, tulburările cerebelului și sănătatea ochilor. Consumul de alimente albastre, cum sunt afinele, algele albastre și lotusul albastru, pot ajuta la deschiderea celui de-al treilea ochi. Cristale lapizul, fluoritul, labradoritul, ametistul, sideful, cianitul albastru și abalone. Chakra Soma se înfățișează drept o coroană halou în jurul capului, chiar deasupra celui de-al treilea ochi. Este legătura cu ghizii spirituali, strămoșii și tărâmurile angelice. Pentru a-și activa această chakră, individul trebuie să-și echilibreze energiile masculine și feminine în tărâmul spiritual. Odată activată, un flux constant de ghidare se va genera. Unii îl aud, alții îl văd, alții doar cunosc ghidul. Fiecare primește mesaje diferite. Meditațiile Soma și respirația ajută la activarea acestei chakre, ducând la viziuni clare și îmbunătățirea transmutației. Cristale pentru chakra Soma, ametistul, prehnitul, fluoritul, angelitul, cuarțul clar, selenitul, fenacitul, piatra albastră, preselii. Este cunoscut faptul că se află situată deasupra capului, în afara corpului nostru fizic, având culoarea violet-alb și verbul știu, înțeleg. Asigură accesul la conștiința pură, fiind conexiunea noastră cu cosmosul infinit și cu energia divină. Este sediul înțelepciunii, transcendenței și înțelegerii unității întregii vieți și conștiințe. Nu se manifestă fizic pe pământ, poate doar prin cristale și flori, și este asociată principiului hermetic al mentalismului. Venind să confirme că totul în creație este mental, totul este o creație a minții și gândurilor divinului. Chakra coroană se referă la divinitatea noastră, este locul iluminării, al adevărului divin, al iubirii necondiționate și al unității în tot. O chakra coroană închisă face din persoana respectivă o persoană foarte puțin spirituală, limitând-o la realitatea tangibilă. Aceste blocaje pot genera depresie, confuzie și pierderea credinței. Emite cea mai puternică frecvență și are capacitatea de a afecta toate glandele corpului, influențând vindecarea tuturor chakrelor prin energia divină atrasă din eteric. Pentru a trezi chakra coroană, este nevoie de meditație, practicarea unei activități gen yoga, prin rugăciune în sine și, nu în ultimul rând, bucurându-vă de viață. Cristale ametist, cuarț limpede, piatra lunii, selenit, moldavit, fluorit, obsidian curcubeu, agat negru de dantelă și druzii. Chakra steaua sufletului se află în corpul eteric, la aproximativ 10-15 cm deasupra capului. Este chakra iluminării și a transcendenței. Este despre renunțarea la atașamentele pământești, inclusiv construcțiile fizice, mentale și emoționale. Aici ne conectăm la sinele superior. Când este stimulată, se produce ancorarea în divin, începând să primim îndrumări de acolo. Acesta este modul în care mintea și celelalte chakre își primesc ghidarea. Viața se schimbă complet, înlocuind atașamentele cu mesajele divine. Prin chakra steaua sufletului, un individ este ghidat în scopul sufletului său și va începe să-și amintească cine este, dincolo de fizic. Cristale pentru steaua sufletului
moldavitul, sticla libiană, damburitul, herderiful, petalitul, cuarțul satialoca, sugilitul, datolitul, ametistul, fenacitul și tanzanitul. Chakra poarta stelară este o poartă către tărâmurile eterice. Odată pe deplin activată, există o legătură directă cu sursa, permițându-i persoanei respective să aibă acces la cosmos, la energia universală și la ființele luminate. Este o poartă ce poate fi folosită la proiecția astrală și comunicare. Dacă ți-a plăcut, dă un like și abonează-te și nu uita să trimiți acest material unui prieten interesat de astfel de subiecte. Mulțumesc pentru vizionare!